Peste 1600 de absolvenți de clasa 8-a care nu au fost acceptați la liceu luna trecută și încearcă zilele acestea norocul pe locurile rămase. Cei mai mulți nu au completat corect fișele de opțiuni. Unii dintre ei au medii mai mari, de 8 sau 9. Părinții sunt revoltați și spun că sistemul de repartizare trebuie schimbat. Andrei nu a fost repartizat la niciunul dintre liceele alese, chiar dacă a avut media 8.30. A selectat peste 50 de opțiuni, dar peste tot s-a intrat cu note mai mari, așa că a rămas pe din afară. Nu. Sistemul este foarte prost. Nu e normal ca un copil cu medie peste 8 să ajungă în etapa a doua? Mă gândesc să intru întâi la liceu care trebuie, iar pe urmă în a 10-a să mă transfer unde trebuie. Pentru că, de fapt, eu urmăream să stau cât mai aproape de casă. În situația lui sunt mulți absolvenți de clasa 8-a, printre ei și un tânăr din București care a luat 9.45. Am scris 100 și ceva de opțiuni, dar n-am intrat. Am pus și tehnice, tehnologice. Am început să plâng, am zis nu e adevărat. Repartizarea acestor elevi se face exact ca în prima etapă, cu același algoritm pe calculator și cu lista de opțiuni. În București însă sunt disponibile acum peste 600 de locuri, dar foarte puține la liceele de top din capitală. Bătaia cea mai mare acum este pe singurul loc de la Sava, de la Basarab sau de la Moisil. Per total, locurile sunt de ajuns pentru toți copiii, chiar dacă nu vor fi pe placul tuturor, caz în care unii adolescenți și-au pregătit și planul C. La anul, bineînțeles, sunt transfer și o să fie totul ok. Am pus medii foarte mari față de media mea și am auzit că scad mediile și, din păcate, au crescut. Părinții sunt cei mai revoltați pe sistemul de repartizare. Nu te avantajează absolut deloc. Vorbim despre un robot care face o repartizare electronică. Să se revină la vechea formulă, în sensul că se opteze pe numărul de locuri de la licee, ulterior să se repartizeze în continuare cu media care o are. Alternativa sunt școlile profesionale. Reprezentanții de la privat i-au așteptat pe elevii dezamăgiți cu oferte și cu pliante chiar la poarta centrului. Mai avem locuri la coafor stilist, la organizator banqueting, tehnician în gastronomie, tehnician mecatronist, iar la profesională mai avem locuri la mecanici auto, la ospătari și la bucătari. Repartizarea computerizată nu se va schimba nici cu noile legi ale educației. Admiterea se va putea face însă și cu examen separat la colegiile de top.